Dezbaterile pe tema căldurii sunt la ordinea zilei, cu atât mai mult cu cât sunt afectați gălățeni care își plătesc la timp facturile. Pentru că este nevoie de o soluție pe termen lung pentru rezolvarea acestei probleme, conducerea Partidului Ecologist a propus o investiție într-o centrală termică care să folosească drept combustibil deșeuri reciclabile. O astfel de centrală ar produce atât agent termic, cât și energie electrică pentru acoperirea necesarului de consum al orașului. Au fost acele discuții pentru planul energetic al Galațiului cu cele trei termocentrale propuse pe gaz de către Primăria Municipiului Galați în locuri strategice care să furnizeze agentul termic, dar cred că ar fi nimerit și indicat să putem avea la Galați o centrală termică care să producă și energie electrică prin arderea deșeurilor. S-au purtat discuții nenumărate, investitori au fost și încă credem că sunt și cerem municipalității să ia în calcul și această variantă. La momentul actual, peste 57.000 de apartamente sunt acordate la sistemul centralizat, iar 159 de asociații nu beneficiază de agent termic din cauza datoriilor.